ne apucăm și de felul 2 în partea cealaltă. Am pus apă în ceaul și o să punem niște roșii la fiert. Întregi așa? Destul. Da, întregi. Ok. Chiar sunt curioasă să văd care e următorul pas. Cât timp fierbi pe roșii acolo? Cât să dea drumul la sucuri. Așa. După care se scot. Și rămâne cu coaja întreagă, că să rămână înăuntru după tot gustul, da? După care se scot de acolo, da. Și se folosesc la altceva. În continuare nu le mai folosesc astăzi la nimic. Aha. Înțelegi? Atunci dar de ce nu le arăți? Pentru că așa se face. Am înțeles. Edi a avut o idee foarte bună să ne gătească pe malul unui canal din Delta. O să mă apuc să pregătesc celelalte legume pentru felul 2. La rețeta asta să știți că punem undeva la vreo 9-10 cepe. O, așa mult? Potrivite, da. Păi ceapa dă savoare, gust. Țelină, o să o curăț și pe imediat. Pătrunjel, morcov. Cam astea sunt. Și mai este un ingredient pe care o să-l pun puțin mai târziu. Varză. Varză. Da. Cumva, ciorba asta se face ca celelalte ciorbe. Doar că se acrește cu zer. Doar că se acrește cu zer, știi? Da. Asta e secretul. Bunica mea, în copilărie, îmi gătea direse. Era o ciorbă, da? Din legume cu cartofi, pe care o înacrea cu zer. Eu o să continui cu ciorbica, o să tai varza și o să o pun la fiert. Hai că acum după dansul ni s-a făcut puțin foame. Exact, s-a făcut puțin foame, da, cred. Deci acum pui peștele. Da. După imediat pui zerul sau mai dat? Peștele începe să fiarbă, știi? Și în momentul ăla pun zerul. Toți 2 litri. Da. Și zerul ăsta e acrit acum? Da. Diresele pe care le mâncam eu în copilărie nu aveau pește. Practic era aceiași pași erau, doar că nu se adăuga pește. Ce mă bucur este că am reușit să termin cu bine și asta e cel mai important. Că am atins finalul, linia de final. Așa, una peste alta, astăzi cred că m-am descurcat. Să vedem ce iese acolo, să vedem ce iese acolo, nu mai am răbdare. Ei, dragilor, iar am ajuns la fixul fixului. Ana, ai venit. Bine, salut, salut, ce faci? Bună ziua. Bună ziua, de ce ești sfioasă? Aștept să mănânc, mi-e foame. Da, eu. Horia, mamă, dacă tot ai venit, mă ajut să păi nu normal, hai, hai. Hai, te rog. Hai. Că e gata. Mă frige? No. Nu mă frige. Mă, ți-e frică de soacră ta? E, cum să nu? Mamă. Hai mă că vreau să văd. Ăsta e polonicul, nu? Da. Trebuie să mai punem leușteanul. Ai răbdare puțin? Leuștean, dar poți să miști și un pic în el? Că nu prea, vine atâta drum. Vai, de nu prea mult. Deci numai leuștean se pune? Da, numai leuștean. Cât am aici, unul de storceac uriaș. Acolo e mâncare pentru 30 de oameni. Mă rog, 20 ca mine. Doamne, trebuie să-mi pun o umbrelă, că îmi plouă în gură. Măi, arată foarte bine. Acum să vedem dacă e la fel de bun. Întrebare. Dacă vreau să pun oțet, mai pot pune? Nu. Nu mai pun oțet? Dar nici nu vreau să pun oțet. Cum o să pun eu oțet în scordălea ăsta, în storceacul tău? Ianeț, tu ai mai pune oțet? Eu aș mai pune oțet. Dar nu se pune oțet. N-avem voie. Da, eu aș mai pune oțet. Băieți, nu vă repeziți. Așteptați să se răcească puțin storceacul. N-ai voie, nu pui. Ne vedem de treaba noastră. E sua culpa. Da, sua culpa, da? Sigur că da. Nu mă așteptam gătit cu zerul de brânză să fie așa de bun. Mie îmi place. E extraordinar de gustos. Mi-amintește de diresele pe care le făcea bunica mea. Cum? Cu zer, direse. Direse? Da, da. Adică drese. Foarte bun, domnule. Mulțumesc. Foarte bun, felicitări. Crede-mă, am vrut oțet la început. Și iară, să mă credeți, acum nu mai vreau. Storceacul e bun rău.